când o să dați play la acest video și o să vedeți acest cadru, o să spuneți: mamă, frate, iarăși Golf, iarăși Volkswagen. Dar de data asta, surpriză. Prima mașină Cupra, 100% Cupra. Mă rog, da, de fapt da, prima Cupra veritabilă. SUV-ul compact, coupé, cu 4 uși. Cupra Formentor. Nu vă luați de pe diverse surse de pe internet care vă vor spune că nu scrie nicăieri pe mașina asta numele modelului. Iar el, numele modelului, Formentor, este o peninsulă din Mallorca. Mallorca, acea destinație minunată pentru lansările de mașini noi, mai ales iarna, când mai scăpam de asta. Cupra Formentor, după cum am zis, este prima mașină veritabilă Cupra. Și Cupra a devenit un sub-brand al lui Seat. Bestia pe care o vedeți aici are 2.0 turbo benzină cu 310 cai și 400 Nm cuplu motor maxim. Vestea mai puțin bună este că mașina asta pe care o observați aici în imagini va fi oferită și cu motorizare de 150 de cai putere, și benzină și diesel. Pentru ecologiști sosește curând un plug-in hybrid de 245 de cai putere. Până atunci însă, ce vedeți aici este disponibil de la 46.000 de euro cu TVA, prețul standard, cu 310 cai putere și automat, dublu ambreiaj, sistemul Ford Drive 4x4 Seat, pardon, Cupra, 0-100 în 4,9 secunde, viteză maximă 250 de km pe oră. Ca dimensiuni, este mai lung și mai scund decât Ateca. Platforma, dacă vreți, este Leon, noul Leon. Dedesubt este noul Leon, dar desigur avem un hot hatch cu formă de SUV, coupé cu 4 uși și gardă la sol de Ateca Cupra. În standard ai jante pe 19, sistemul de frânare Brembo, sistemul de frânare Brembo costă extra 2.200 de euro. Sistemul de frânare Brembo. Bun. Mergem mai departe. Portbagajul este mai spațios decât cel al unui Leon. Avem 70 de litri mai mult decât Leon și tot spun Leon pentru că avem același ampatament pe care îl are noul Leon. Când deblocăm mașina, primim un joc de lumini pe semnalizare și după ce vom merge la interior o să pornim luminile pentru a vedea că nu avem plastic fake, totul se aprinde aici în spate. Sistemul de evacuare este și el unul veritabil, doar vorbim de o Cupra. Modelul pe care îl vedeți aici costă 52.000 de euro cu TVA, preț de listă, fix această mașină. La ce vedeți aici se adaugă sunet în boxe, ceea ce nu este foarte plăcut. Pe siglă avem un material tip carbon pe care eu îl am și pe rucsac. De aceea nu prea îmi place
să-l am pe sigla mașinii. Așa arată bagajele a două persoane / bagajele unei echipe de filmare formată din două persoane. 420 de litri. În rest, este clar din ce grup face parte această mașină, chiar dacă este ea un nou brand pe care îl poți cumpăra acum în România. Trebuie însă să recunoaștem că ne uităm la o mașină foarte, foarte frumoasă, cu niște detalii pur și simplu superbe. Și pentru că vorbim de detalii, v-am zis, foarte mulți au zis că, domne, nu scrie nicăieri pe ea Formentor. Da. Cine caută, găsește. Formentor. Poftiți la interior, unde o să vedeți că avem multe finisaje interesante. Fața ușii, cusătura nuanță cupra și zona plastic neplăcut este și ea finisată plăcut vederii. O altă opțională scumpă de pe această mașină este sistemul audio ăsta, Beats. Zona asta de sus, de pe portiere, funcționează și ca parte a sistemului de avertizare al sistemelor de asistență șofer. Dacă ai obiect în punctul mort, în dreptul oglinzii, se aprinde galben. Dacă vrei să ieși din mașină și se detectează că vine ceva din spate, se aprinde tot galben aici. Mai departe, sistemul de iluminare ambientală te înconjoară prin partea de sus a bordului la baza parbrizului. Și desigur, finisaje cupra plastic usut și cele mai interesante preșuri pe care le-am văzut anul ăsta. Materialul de pe siglă l-au pus și pe preșuri și au mai pus încă o cupra aici și încă o cupra aici. Scaunele sunt superbe și se simt foarte, foarte bine. Repet, tot ce vedeți aici costă preț de listă 52.000 de euro cu TVA. Cupra. Și mai multă cupra. Cupra peste tot. Spațiul în spate este foarte bun. Dacă vrei să-ți cumperi un hot hatch, nu urât, groaznic, mai ieftin, mai scump. Dacă vrei să-ți cumperi un hot hatch, pe la 50.000 de euro, o mașină de 0-100 în 5 secunde, poți să te uiți liniștit la această superbitate care este prima Cupra Formentor. Comenzile de lumini pe care le-ați văzut la noi la Leon, uite-l! S-a aprins el că m-a detectat aici și ne urcăm puțin la interior. În mod normal, când te urci în mașina asta, pentru că ai mai fost în mașini de nouă generație construite pe platforma MQB din grup, zici, hai să pornesc... Aoleo! Dar de unde pornesc motorul? De aici.
încă o Cupra și materialul de pe preșuri. Cam ciudat. Din butonul cu sigla mărcii schimbăm modurile de condus și acest lucru poate fi vizionat aici în partea de sus. Cam mic pentru cât de mare și de frumos i-au amplasat butonul. Hai să vă arăt ceva dacă toți suntem aici și o să tac. Așa suntem în confort. Sport. Se dă drumul la subwoofer la evacuare, dar se dă drumul și la subwoofer în boxe. Finisajele și materialele sunt bune. Sunt în spiritul clasei, în spiritul segmentului hot hatch-urilor care costă cu TVA echipate complet 50.000 de euro. Padelele au un design special, nou. Avem un fel de aluminiu aici, dar plasticele sunt, pot fi considerate chip în partea de jos. Ce nu îmi place deloc la mașina asta, de fapt la noua generație de sisteme de infotainment control din grupul din care face parte acest nou brand auto. Zona asta cu touch de control pentru climatizare și volum nu este aprinsă niciodată. Dacă ar fi întuneric, aș vorbi într-o beznă. Altfel, e plină de amprente. Display-ul ăsta are aproape 13 inci diagonală, este pur și simplu uriaș. Merge și prin tap. Traduceți voi. Tap. Dacă vrei să intri în meniul de climatizare, faci asta. Astea sunt shortcut-uri. Și micuța Cupra de aici te duce în setările mașinii. Există un senzor. Uitați-vă la aceste butoane când apropii mâna. Se activează și îți arată ce buton urmează să apeși. Pentru climatizare intri aici, dacă vrei să pornești încălzirea în volan, poți să o faci de aici sau de aici. Ai mai multe feluri de afișare pentru meniuri. Sistemul se mișcă în principiu bine. Cât consumă mașina asta? Are 1000 de kilometri, am făcut eu vreo 200. Since refuel, long term, 12.7 și astăzi, asta mult pe loc, 9.6, am venit București-Buzău cu 8.2, dar am mers foarte încet. De când am alimentat, cu ce am mai mers prin oraș, plus ce am făcut azi, 9.3. Poți să personalizezi aceste shortcut-uri, să pui ce vrei tu pe aici. Poți să personalizezi tot ce vezi pe acest sistem de infotainment. E foarte mare și trebuie să te obișnuiești cu el. Gen, e foarte mare. Uite cât e pe lângă volan. Dacă ai o poziție corectă, nu trece însă de marginea de jos a parbrizului în raza ta vizuală, dacă conduci normal, dacă conduci ca ăștia care au mai apărut canale acum, nu o să vezi nimic și o să zici că e prea mare display-ul, că îți răpește din câmpul vizual al șoferului. Nu este așa.
Sistemul de iluminare ambientală, mai vreau să vi-l arăt, îmi place foarte, foarte mult. Ai diverse presetări. Și ai, poți să le folosești, repet, aceste. Deci, suntem acum pe cold, pe calm, active, wellness, asta e pentru Georgia, el e cu wellness-ul mai nou, warm sau individual. Poți să pui și pe modurile de condus, pe drive profile, ăsta este Cupra, ăsta este muntele, așa e pe munte, modul off-road, ăsta e modul confort, albastru, albastru e calm și sportul e rosso-rosso. Bun. Ok. Transmisia automată cu dublu ambreiaj și 7 rapoarte. Drive. Drive. Dacă mai dai o dată, după cum îți arată aici, se trece în sport. Sport. Drive. Reverse. Desigur, asistent la parcare, cameră în spate. Și park. Auto hold, frâna de staționare, blocatul ușilor. Mai avem niște plastic pe aici și îmi place foarte mult că putem să punem cheia aici. Arată foarte bine și stă foarte bine. Zona de încărcare prin inducție, niște USB-C. Și dacă suntem în modul Cupra, dacă ești afară, teoretic auzi așa ceva. O făceam să se audă așa în confort, ca să fie clar, și în Cupra o făceam să se audă ca o Cupra de pe circuit. Haideți să vă mai arăt ceva frumos. Luminile de rulare pe timp de zi, aceleași cu pozițiile. Nu prea avem ce să spunem, e cam tare. Arată super, super bine. Deci, se cheamă Cupra Formentor. Uite-l. Seamănă cu și cu și cu și cu, da. Dar, pe ansamblu, forma este una super specială. Vă aștept pe Instagram, @bratudor. Vă aștept la Georgia pe Instagram. Îi mai fur contul din când în când și postez tâmpenii. @CostinGeorgia. Ne vedem în fiecare sâmbătă la ProTV de la ora 10:30.